trece la farmacie. Trăiesc cu senzația și trăim cu senzația că am stat pe loc timp de 4 ani de zile și împreună cu echipa pe care o vedeți aici alături de mine, echipa de la municipiu, vrem ca cei 2 ani și jumătate pierduți în exercițiu financiar 2014-2020 și cu adevărat cei 4 ani pierduți pentru Botoșani să-i recuperăm în foarte scurt timp. Ce o să faceți ca să-i recuperați? Cum o să faceți? Cum am făcut și în celelalte două mandate pe care le-am avut când Botoșaniul s-a schimbat. Aceleași întrebări erau și atunci și am știut să facem în așa fel, să scriem proiecte, să aducem bani europeni, să cheltuim cu folos banii municipalității ca orașul să schimbe. Vreau să ajungem la schimbarea totală a orașului. Obiectivul pentru primar este clar, pentru Consiliul Local câte mandate v-ați propus? Bineînțeles, peste 50%. Mulțumim. Mulțumim.